Vom avea flash interviuri, colega mea, Amalia Iovanov, pregătită la marginea terenului. Să vedem centrarea în careu. Patrick Petre se întoarce, șutează, gol! Patrick Petre marchează pentru Dinamo în minutul 88 și mulțumește divinității. Cât de inspirat a fost Flaviu Stoican, jucătorii pe care i-a introdus în teren au marcat imediat la câteva minute și iată diferența dintre Marius Alexe și Patrick Petre. 3-2 pentru Viitorul. Patrick Petre marchează primul său gol în Liga 1. După această superbă preluare cu călcâiul, a scăpat de Iulian Mamele, a venit să-l blocheze și Mitrea, însă șutează pe lângă portarul, pe lângă